totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care le pretutindeni și toate le împlinești, vestierul bunătăților și bunia, și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte foarte moarte, miluiește prin noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă, Treime, miluiește prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă, fără de legile noastre, Sfântul cercetează și vindecă neputințele noastre, Sfântul 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 Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie în voia Ta facă-se, împărăția Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pune noastră cei de-a pururea, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția, puterea și măria Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Veniți în închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți în închinăm scădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți în închinăm scădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cei ce se cred în Domnul Sfânt, dau muntele Domnului, nu se va continua veacul veacului, cel ce locuiește în Ierusalim, munții cei împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său, de acum și până în veac, când nu va lăsa Domnul tău iadul păcătoșilor, este soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepții într-o, fără de legile mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abate la tăine drepte, Domnul îi va duce cu ei, îi va duce cu cei ce lucrează fără de lege. Pace peste Israel, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Să luăm aminte, pace tuturor! Și Duhului Tău, prochimii glasă-L patrulea, într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Fericit este bărbatul care se teme de Domnul și dorește ca să împlinească poruncile Lui. Înțelepciune! Din Epistola către Evrei, Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, aduceți-vă aminte de mai mare voștri, care v-au grăit cuvântul lui Dumnezeu, priviți cu luare aminte, cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iisus Hristos ieri și astăzi și în veci este același. Nu vă lăsați furați de învățăturile străine, cele de multe feluri, ce bine este să vă întăriți prin har inima voastră, că nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea care va să fie. Așadar, prin Hristos, să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzilor, care mărturisesc numele Lui, iar facerea de bine și întrătujorarea nu le dați uitării, pentru că astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Pace ție celui ce a citit și Duhului Tău. Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului Tău! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei citire! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul, voi sunteți lumina lumii, nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă,
nici nu aprind făclii și o pun sub oborov, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri, să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc. Adevărat zic vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o circă din lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și va înfăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Dar cel care va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce cu puterea ta l-ai zidit pe om din care ai temeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea ta o cormuiești popoarele, ridicând din rândul lor oameni viteși, înțelepți și pricepuți, ca să lumineze și să le conducă spre a face voia ta pentru binele lor. Auză-ne pe noi, cei care ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, în cinstea drept mare voivod Ștefan cel Mare și Sfânt, vrednic om de cultură al neamului nostru, din rânduit de-a tine a să fii conducător, luminător în zile bune și povestor în zile grele, ne rugăm ție, scrie numele lui în cartea leșurtării și precum de nemult ai rânduit să se așeze semn de piatră spre aducerea mintele, faptele mari săvârșit de cei aleși din popor în numele tău, așa cum vinuiește a întâlnit și a binecuvântat acest monument a drept măritorului voivod Ștefan cel Mare și Sfânt. Dăruiește, bunule, celor ce au înălțat acest monument sănătate și bucurie sufletească, iar poporul nostru ajută-i ca, urmând pildele jertfe de credință și de făptuire a vrednicilor înaintași sub purtarea ta de grijă necontinință, propovăduiască pe calea binelui, slăvindu-i pe tine, Dumnezeu, Părintele nostru, acum și pururea și în vecii vecilor. Să binecuvintează și sfințește monumentul acesta, drept mântuitor voivod Ștefan cel Mare și Sfânt, și zdrobire pe aceasta apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să binecuvintează și sfințește monumentul acesta, drept mântuitor voivod Ștefan cel Mare și Sfânt, zdrobire ce te-a apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, sfințește monumentul acesta drept, măi voi, 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 Ștefan cel Mare și Sfânt, tropirea acestea pe sfințele în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvintează moștenirea ta, biruință, binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnici dăruiește și poporul, cea ta păzește prepoporul tău. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeu, de după mare mila ta rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Că ne rugăm pentru preasfințitul Părintele nostru, Biniamin, episcopul Basarabiei, sub în sănătate pentru mântuirea lui. Miluiește, Doamne, miluiește!
miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul nostru de pretutindenea, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe ai satelor, pentru cei ce învață, pentru cei ce învață, pentru iubitoare de Hristos armat, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Andrei și Valentina și tot neamul lor, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine sfânt în tot cinții de biserică, ce ați pânțit popor să stăi și aștea la tine mare și bogată milă, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru toți frații noștri, pentru toți cu cei nemărtori greșini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Auză-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor, pentru acel ce sunt pe mari de pași, milostivii stăpâne, milostivi fii nouă față de păcat noștri, miloși pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântul Arhanghel, ale Sfântului, mare mucinic Lupa, care sunt postul și masă, Sfinților Dreistor, Dumnezeu și Părinții Achim și Anjatros Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Robilor tăi, Doamne, ctitorilor, cel ce au contribuit și au înălțat acest monument în cinstea dreptului măritor voivod Ștefan cel Mare și Sfânt Andrei și Valentina cu tot neamului. Dă-le, Doamne, zile îndungate în pași și păsăște pe ei într-un mult și fericit somn. Mulți întrăiască, mulți întrăiască, mulți întrăiască, trăiască. Многая лето, многая лето, многая лето. Мол, сань трояске, домну сей пазяске, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, stimate domnule primari, stimate domnul Ioan, stimate ctitori acestui monument, Andrei și Valentina, iubiți credincioși și credincioase. Astăzi este o zi foarte frumoasă de la Bunul Dumnezeu și astăzi este o zi foarte importantă în viața fratelui nostru Andrei și Valentina, pentru că în sfârșit visul pe care îl avea de mulți ani fratele Andrei a devenit realitate. A putut să înalță monumentul drept măritorului voivod Ștefan cel Mare și Sfânt în localitatea dumnealui. Este un vis care de mulți ani îl gândea domnul Andrei și prin multe greutăți a trecut, dar până la urmă am făptuit această mare lucrare. Noi știm că țara noastră este mândră că am avut așa conducător de țară și așa mare voivod care Imperiul Otoman tremura când auza de Ștefan Vodă al Moldovii. Până și astăzi, turcii tremură de sabia pe care a mânuit-o Ștefan cel Mare și nu doresc să ne-o întoarcă nouă, să ne-o înapoieze, să ne-o dăie, să fie aici, la urmaș, o țin la ei acolo, ca nu cumva acea sabie să fie iarăși mânuită de vreun vrednic bărbat al neamului nostru. Mulțumim lui Dumnezeu
Și rugăm pe drept maritorul voivod Ștefan cel Mare și Sfânt să mijlocească înaintea tronului Sfânt de Treim, să roage ca să le răsplătească celor care s-au trudit și au înălțat acest monument în localitatea Munteni. Iată că lăsați pe Nichita și toți care sunt să se bucure, că cei sunt cei care vor transmite mai departe ce s-a petrecut astăzi în localitatea Dumelor. Acest monument, acest moment important din viața localității. Biserica dintotdeauna a apreciat lucrurile mari pe care le înfăptuiesc oamenii cu bună credință și biserica noastră apreciază lucrarea înfăptuită de acest brav bărbat care chiar și a vrut să-și manifeste dragostea patriotică prin tricolorul care cu mulți ani înainte l-a pictat pe gardul la casa Dumnealui. Nu ne rămâne decât să ne mândrim cu așa bărbați, să rugăm pe Dumnezeu să vă dorească sănătate și celor care doresc să ia pildă de patriotism, de bărbăție și de curaj, să vină să întrebe cum face fratele Andrei de să primește ca lucrurile acestea să fie mărețe spre slava lui Dumnezeu și totodată spre bucuria și tăinuirea neamului nostru. Să vă fie de bine! Spune, domnul primar. Domnul primar. Veți un program și acum. Da, sigur, domnul primar. Nevoastră vă ascult. Stimați sătini, stimați oaspeți, astăzi este o zi importantă pentru satul Munteni și comuna noastră. Această zi să fie importantă a făcut-o domnul Andrei și Valentina Vicol, înălțând acest monument al lui Ștefan cel Mare și Sfânt în localitatea dumneavoastră. Eu vreau ca de numele mea personală, a Consiliului Raional și a dumneavoastră tuturor, să le mulțumim lor. Căci așa oameni mai rar sunt în zilele noastre ca să facă așa lucruri mărețe. Acest monument va rămâne în amintirea tuturor, și a noastră, și a urmașilor, și a cei copii care sunt aici, și la toți, să spune, a urmașii urmașilor noștri. De-am să fie vrednici să-l îngrijească acest coar care este alături, să crească și să aibă grijă de dânsul, că acum ne uitam, colegii mei spuneau că aici trebuie să fie și un stejar. Dar stejarul cealaltă să crească... Greu crește. Asta da, punem crește greu, dar cu timpul el va crește și va fi ca stejarul lui Ștefan cel Mare, unde stătea la umbră, și să crească, să-i ții umbră tot timpul și noi să ne mândrim. Să le doresc sănătate lui domnul Andrei și Valentina și la toată lumea care participă, la toți locuitorii, să fim vrednici, să avem grijă mai departe de acest monument. Ivan Ivanuș. Bună ziua, asistență, stimați prieteni, bună ziua. Cum s-a menționat, astăzi în localitatea dumneavoastră, satul Munteni, se desfășoară un eveniment foarte important, inaugurarea monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt. O persoană remarcabilă, o persoană care o cunoaște tot globul. Eu mi-aduc aminte câțiva ani în urmă, Andrei Gheorghevici, visul lui își spunea la prieteni, care are de gând
să înălțeze un așa monument. Vreau să vă spun că în raionul Cimșlia e a doilea monument. Monumentul în fața Consiliului Raional, care este un monument cel mai frumos, mai înalt din Moldova, dar în localitățile Sătești, primul în satul dumneavoastră, datorită domnului Andrei și doamnei Valentina. Eu consider că dacă nu a făcut-o domnul primar până în prezent, cred că prin decizia Consiliului Local la scoarul ăsta din margine în margine a satului, cu păsării ăștia, ați adoptat decizia care se va numi scoarul lui Vicol. Bade Andrei. O merită. Bade Andrei și Tandi Valea. Eu vă felicit cu această ocazie, toți dumneavoastră. Vă doresc sănătate și fie ca pentru tinerea generație să fie un exemplu de urmat. Și dumneavoastră vă doresc să vă păzească Dumnezeu de pandemie, de toate bolile, la mulți ani. La Săteni că sunteți azi împreună cu noi și mulțumim la tuturor care m-au ajutat la monumentul ăsta, măcar cât de puțin, dar m-au ajutat. Și să nu fim indiferent să trecem pe aici și să nu fim o leac mai uniți, să ieșim, să mai facem de o leac de curățenie când ar trebui, că asta e fața la satul nostru, înțelegeți dumneavoastră? O leacă de curățenie, o leac să nu ne și rușine când trece cineva prin satul ăsta nostru. Asta aș dori, să o facem cu toți împreună. Vă mulțumim! Sunteți bucuros? Da. Bucuros că mi s-au împlinit dorințele care de mulți ani visul vroiam ca să fie părcușorul ăsta și monumentul Ștefan cel Mare. Cred că mai am de pus aici vreo doi stejarii care să crească și e frumos. Stimați muntenieni, am rămas plăcut surprins când domnul Andrei s-a apropiat de mine și m-a rugat să înfăptuim această lucrare. Vă spun sincer, este prima mea lucrare în așa volum, dar am lucrat, să vă spun sincer, ferm. Am fost lucrat cu bună știință că totuși s-a primit. Pentru satul dumneavoastră s-a primit un monument care o să fie pentru încă multe, multe generații. Doar Ștefan cel Mare este un simbol până azi, este un simbol a națiunii noastre. Și cred că toate următoarele generații care vor mai fi în satul dumneavoastră, totodată mă bucur că în satele noastre din Moldova, din Basarabia, sunt persoane așa ca familia Vicol, cu sufletul mare, ingenioși, care din surțele proprii, modestie, au hotărât să edifice așa lucrare, așa monument, care, cum am spus, pentru multe generații va fi și mai departe ca un simbol a neamului nostru românesc, moldovenesc, să-l numim cum dorim, dar aceasta este realitatea și să-i dea Domnul sănătate dumnealui, familiei, dumnealui și toți, la toți dumneavoastră, ca în viitor acest monument să fie gestionat la nivelul cuvenit, să rămână, cum am spus, și pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri și așa mai departe. Vă mulțumesc! Acum cu toții ne apropiem, ne închinăm la acest monument al dreptului Domnului Ion Nepa cel Mare și ne punem pe plos. Thank you.
din satul Munteni, raion Cimșlie. Eugenia Bargan, mă numesc. Sunt mândră de satul meu natal, că domnul Andrei Vicul a construit monumentul Ștefan cel Mare. Ne bucurăm pentru așa stăruință a lui. Pe parcurs ne străim că o să fie totul bine, o să-l îngrijim, o să avem grijă de el. Mulțumim lui domnul Andrei că a făcut așa monument în satul, centrul satului Munteni. O să-i fim recunoscători că el a luat o inițiativă foarte corectă, foarte bună. Este un lucru care o să-l păstrăm pentru toată viața aici în centru. Cum a fost calea spre acest vis ca să faci? Calea s-a început mai de mult. Eu am văzut căsca asta de pământ aici, care și de cam părloagă. Și am început să mă îngrăit cu primarul, să ne dea voie ca să punem aici niște copăcei, ca să facem un părcușor. Și de parcul ăsta, dacă am făcut, ne-a dat voie și am făcut părcușorul ăsta, uite, ideea asta că să-l punem pe Ștefan cel Mare. Și e frumos la noi în Sătișor, să avem la cușine mândri în Sătișorul. Și asta, poate de sus a dat Dumnezeu și a trimite Ștefan, o vezi că am ridicat noi monumentul aici, a trimite un domnitor a Moldovei care s-a apucat de lucru, nu numai să-i aducă... Mi-a părut o glumă, că el spune că o să construiască aici și ceva, da? E glumă, dar s-a primit. Eu mulțumim lui Dumnezeu că sănătos și ni s-a împlinit dorința care am avut-o eu, s-a îndeplinit. Mulțumim tuturor și care m-a ajutat. Mă numesc Ion Oleinic, printre altele sunt născut în satul Javgur, adică și eu sunt de prin părțile locului. Vreau să recunosc de la bun început că acest monument este prima mea lucrare, prima mea lucrare în așa dimensiuni, în așa mărime. Are înălțimea de aproximativ 4 metri 30 cm de la bază și să recunosc faptul că ca bază a servit însuși monumentul care stă în centrul capitalei. Acest monument este confecționat în bună parte din beton și câteva încă aliaje. Din moment ce domnul Andrei s-a apropiat de mine cu asemenea rugăminte, imediat m-am apucat de lucru asupra acestui obiect și cred că a durat nu mai mult de jumătate de an. Pictura, sculptura este pentru mine o ocupație încă din copilărie. Cu părere de rău, în viață totuși nu m-am dedat în tocmai 100% acestui lucru, dar ocazional îmi făptuiesc așa lucrări, indiferent de gen, de forma dorită. Îi mulțumim domnului Andrei pentru truda care a făcut-o și cred că o să fie fericit, să dea Dumnezeu încă zile lungi și îndelungate, să mai crească și nepoții să vii să vadă ce a făcut bunelul cândva. Și eu cred că, așa mă socot eu, că merităm noi să vii Ștefan cel Mare și la noi prin sat pe aici, că el, nu știu dacă era cu războiul, mai am ajuns pe aici. Așa că suntem mulțumiți că a venit, a ajuns la noi, slavă Domnului pentru asta. Prezentați încă o dată? Galina. Și mai cum? De ajuns atât. Spune și familia. Midoni, Galina Midoni. Galina Midoni. Din satul Munteni. Thank you.